puțin până și noi intrăm în weekend. Voi sunteți deja, copiii sunt în vacanță, fericire foarte mare. Ei bine, ce planuri au astrele cu noi pentru următoarele două zile? O să aflăm chiar acum, căci ne va spune Camelia Pătrășcanu. Să primim cu aplauze. Bine ai venit, Camelia, ia loc, te rog. Bine v-am găsit. Avem un final de săptămână cu adevărat spectaculos. Două zile absolut minunate. Este lună plină, marca Berbec. O vom simți mai ales duminică și chiar în prima parte a zilei de luni. Trebuie să fim un pic atenți în aceste două zile. Suntem mai receptivi și mai sensibili, mai ales în relația personală. E bine să știm lângă cine ne așezăm la masa de sărbătoare, pentru că sunt floriile și se sărbătoresc, își sărbătoresc mult, mulți ziua de naștere și, de fapt, ziua de nume. Și nu trebuie să ne certăm cu nimeni, nu trebuie să generăm conflicte. Poate e bine să evităm persoanele cu care nu ne înțelegem foarte bine, pentru că suntem foarte sensibili vis-a-vis de oamenii cu care ne întâlnim, foarte receptivi la stările emoționale pe care ni le transmit. E bine însă să fim împăciuitori. Ce avem de aflat în aceste două zile, mai ales pentru relația personală? Ce intenționează să facă partenerul sau partenera de viață? Cum privesc relația? Ce rol își asumă în această relație? Și către ce vor să se îndrepte? Practic, care sunt scopurile în această relație? Sunt două zile absolut miraculoase din punctul ăsta de vedere. Știm cu cine defilăm și la ce să ne așteptăm. Este posibil cuplurile care au probleme să-și accentueze problemele, dar este foarte posibil de asemenea să afle și soluțiile dacă vor să meargă mai departe. Incomode, dar sunt soluții. Și pentru fiecare zodie în parte aflăm răspunsuri după. Sunt două zile de weekend absolut minunate pentru relația personală, relația de cuplu, pe care ne concentrăm în aceste zile ca să aflăm ce-și dorește partenerul, iar cei singuri află de ce sunt singuri și ce conduite trebuie să schimbe. Pentru berbeci. Stai puțin, Camelia. Tocmai mi-a atras atenția Oana că am anunțat o bombă mondenă. Bianca e însărcinată. Nu se poate. Bianca! Mulțumesc, Oana! Pentru berbeci se prind ce vrea partenerul de viață. Nu au nicio replică deocamdată până pe 20 mai, dar după aceea își vor spune punctul de vedere. Sunt luați de val și surprinși de ceea ce se întâmplă. Pozitiv, aș zice, în acest moment. Taurii au nevoie să simtă că fac echipă într-adevăr cu partenerul și au două planuri pe care vor să facă schimbări. Sănătatea, îngrijirea familiei, dar și în probleme administrative. Și s-ar putea să constate că nu întotdeauna îi desprijin partenerul. Gemenii nu mai vor să fie nici complexați, nici făcuți de rușine, nici să li se reproșeze trecutul. Vor pur și simplu să-și exprime și să-și trăiască liber sentimentele. Ce spune partenerul vor afla duminică. Pentru raci, mari decizii în familie. Familie, poate unele cu scântei și este posibil ca cineva care nu este de acord să facă opoziție, dar lucrurile se vor întâmpla așa cum doresc săracii, pentru că sunt foarte motivați în viață acum. Pentru lei, tot felul de discuții cu partenerul în familie, dar și cu prietenii și cu anturajul. Își spun foarte apăsat punctul de vedere, s-ar putea să nu convină tuturor. Fecioarele sunt mai hotărâte ca niciodată să vorbească și despre bani și drepturile lor financiare, atât cu familia cât și cu partenerul de viață, și știu să-și ceară drepturile. Balanțele. Este foarte posibil să înțeleagă că nu mai au nicio speranță și că lucrurile sunt așa cum sunt, partenerul este așa cum este. Deocamdată, pentru acest moment, aș zice că sunt destul de resemnat. Pentru scorpioni, așteaptă semnale de afecțiune, dar și de sprijin și de înțelegere de la partener sau de la cei apropiați. Am spus că notează pe răboși tot. Din iulie, de-abia, vor trage linie și vor da bile albe și bile negre. Pentru săgetători, prietenii sunt importanți și prietenii partenerului de viață sunt importanți. Au șansa să fie foarte plăcuți și să-și facă noi prieteni, să genereze simpatie în jurul lor. I-aș sfătui să nu facă niciun fel de exces. Cu alte cuvinte, să fie ca la carte. Pentru capricorni, în familie, un membru al familiei se poate răzvrăti sau își cere drepturile sau își cere libertatea. Și surprinde puțin pe capricorni, așa că trebuie să învețe cum să fie autoritari și într-un mod mai înțelegător. Vărsătorii discută sau se plimbă în weekend. Au și ei niște lucruri de pus la punct. Probabil sunt foarte morali, dau lecții de viață. Totul este să aibă argumente atunci când își apără opinia sau o poziție față de familie. Iar pentru pești, așteaptă daruri, ajutor din partea partenerului. Așa înțeleg că sunt susținuți. Dacă nu primesc acest ajutor, vor ști să se descurce pe cont propriu. Mulțumesc și în weekend te urmărim, nu? Și în weekend, mâine la ora 17 la Antena Stars, la Star Zodiac, ne vedem cu horoscopul pentru săptămâna Paștelui. Mulțumim, Camelia, weekend minunat să ai, mergem mai departe.